Un bărbat de 53 de ani din Giurgiu a fost târât 39 de metri pe șosea după ce a intrat într-un tir. Este vorba despre un eveniment rutier cu consecințe grave petrecut în această după-amiază pe DN5 în dreptul lizierei de la Plopșorul. Șoferul unui autoturism Dacia Break, care mergea spre București, a adormit la volan. Mașina s-a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir. În același accident a mai fost implicată și auto specială de intervenție aparținând companiei Enel, care a acroșat tirul din lateral și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Din păcate, șoferul Daciei, care a fost târât pe partea carosabilă circa 40 de metri, a murit pe loc, iar mașina s-a desfăcut în bucăți. Cauza accidentului de astăzi, din primele cercetări, intrare pe contrasens, lovire frontală cu un autotir care cicla din sens opus, e posibil să fie oboseală la volan, să fie adormit, e posibil să fi făcut și alte activități în timpul mersului. Cert este că din impact a rezultat decesul unei persoane. Ați văzut și dumneavoastră, impactul a fost destul de violent. Autoturismul Dacia, care a fost implicat, a fost târât de către autotir 39 de metri, deci nicio șansă pentru cel care a făcut această manevră să mai scape. Traficul în zonă a fost restricționat pe un singur sens circa o oră, atât cât a durat curățarea șoselei și îndepărtarea pieselor de la mașinile avariate.